Să se rezolve în mulțimea numelor reale ecuația logaritm în baza 2 din x plus 2 minus logaritm în baza 2 din x plus 1 egal cu 1. Uitați cum vom face acum probleme. De obicei, ecuațiile logaritmice se reduc la o egalitate de forma logaritm în baza a din b egal cu c, care ce înseamnă? Înseamnă că a la puterea c egal cu b. În cazul nostru avem 2 logaritmi. Păi, o să trebuiască să-i restrângem. Însă, atenție, mai întâi să nu uităm de condițiile de existență și o să vedeți de ce am început așa problemă. Deci, condițiile de existență ce înseamnă? Cantitățile de logaritmat trebuie să fie pozitive. Deci voi avea odată x plus 2 mai mare ca 0, x plus 1 mai mare ca 0. Adică ce înseamnă? X mai mare ca minus 2, x mai mare ca minus 1. Haideți să vedem intervalul în care aparține x, pentru că x este în același timp și mai mare ca minus 2 și mai mare ca minus 1. Deci odată x este de la minus 2 la plus infinit, x este de la minus 1 la plus infinit. Porțiunea dublu hașurată, observați, este aceasta. Prin urmare, domeniul de existență al problemei este x aparține de la minus 1 la plus infinit. Ce facem acum? Vom folosi proprietățile logaritmilor și anume, odată observați că logaritm în baza a din b minus logaritm în baza a din c, ne aducem aminte proprietatea că diferența a doi logaritmi înseamnă logaritmul câtului cantităților de logaritmat. Prin urmare, având logaritmi în aceeași bază, iată că putem scrie logaritm în baza 2 din x plus 2 supra x plus 1 egal cu 1. Iată că am obținut exact o relație de această formă, adică ce rezultă de aici? Că x plus 2 supra x plus 1 egal cu 2 la a întâia, cu 2. Și rezolvăm această ecuație. Aducem la același numitor cu x plus 1. Observați că x plus 1 e diferit de 0, că i-am pus condiția mai mare ca 0, deci este 2 pe lângă x plus 1, de unde x plus 2 egal cu 2x plus 2. Trecem toți în aceeași parte și obținem 2x plus 2 minus x minus 2 egal cu 0. Iată, 2 și 2 se reduc. X egal cu 0. Verificăm. Acest 0 aparține domeniului problemei lui minus 1 plus infinit. Dacă 0 e mai mare ca minus 1, deci condiția este adevărată. Deci rezultă soluția finală a problemei x egal cu 0. Acum, atenție ca o observație. Dacă v-ați fi grăbit să faceți întâi diferența logaritmilor și am fi avut, o să scriu cu altă culoare ca să ieșim din problemă, deci dacă am fi pus condiția aici la logaritm în baza 2 din x plus 2 pe x plus 1 egal cu 1, ca această cantitate să fie pozitivă, atenție, soluția ar fi fost că x aparține intervalului minus infinit minus 2 reunit cu minus 1 plus infinit. Ori, în acest caz, de ce? Pentru că, în sfârșit, aveam, ca la o funcție de gradul al doilea, minus 2 și minus 1 rădăcinile, în afara rădăcinilor trebuia să se găsească x-ul nostru. Ori, în acest caz, observați că introduceam soluții străine. Evident, în cazul nostru nu era cazul că era x egal cu 0, care aparținea domeniului corect, dar să presupunem că am fi avut și soluția x egal cu minus 5, ea ar fi fost validă din această condiție, însă nu valida relația de la început. Prin urmare, atenție, această relație, când scriem logaritm în baza a din b minus logaritm în baza a din c egal cu logaritm în baza a din b pe c, b și c amândoi trebuie să fie pozitiv, pentru că dacă sunt negative, atenție, b pe c îmi dă pozitiv, acest logaritm are sens, dar aceștia nu au sens. Prin urmare, mare atenție în momentul în care aplicați formula pe dos, da? Deci când desfaceți fie logaritmul câtului, fie logaritmul produsului, puneți condiția ca cei doi termeni să fie pozitivi. Și cu aceasta am terminat problema.